În timp ce băieții vorbeau în curtea lor despre mașini și condus, s-a auzit vocea Ramonei destul de tare, și Raul spunea: Ești conștient că striga așa intenționat, nu? Sorin râdea și spunea: Episodul 17 continuă, o să ai de lucru și de luni încolo. Steliana zicea: Eu n-am treabă, și Raul insista că ce-și caută și ea. După discuția s-a mutat la Raul, care spunea că el își vede de treaba lui, că nu mai are treabă cu Isabel. și Sorina a zis, da, își vede de treaba lui până la primul semn din partea ei. Și Raul a răspuns că deja a primit un prim semn din partea Izabelei, dar el nu dorește să mai dea curs. Am primit mai multe semne, dar o să-mi aduc aminte de experiența pe care am trăit-o și o să-mi văd mai mult de treabă, le-a spus băieților. Apoi băieții au continuat glumele și ziceau că uh, mai sunt câteva ore până la petrecere, câte mai sunt, uh, după ce se activează sucul, se activează și raul.